Cu privire la milioane de oameni pe ea, Jennifer Lopez a făcut o gafă de zile mari pe scenă. Cu toate că momentul fusese repetat și pregătit din timp, un detaliu nu a primit atenția de care avea nevoie. Greșeala făcută de artist a demonstrat că vedeta nu arată atât de bine în realitate precum se crede. Când spunem J.Lo, nu mai este nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai mari vedete din lume, un star în adevăratul sens al cuvântului, un artist ce a reușit să-și construiască o carieră la care orice muzician la început de drum poate doar să viseze. În vârstă de 54 de ani, cântăreața este într-o formă de zile mari, are un chip lipsit de imperfecțiuni, pe care trecerea timpului parcă nu a lăsat nicio urmă, și un corp sculptat cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat și antrenat riguros la sala de fitness. Un pas greșit a scos la iveală faptul că nu tot ceea ce vedem este real însă. Prezentă pe scena emisiunii Saturday Night Live, J.Lo a făcut o gafă în timpul primului său recital. La un moment dat și-a trecut mâna prin gât și a desprins una dintre extensiile ce îi ajutau podoaba capilară să arate perfect. Întreaga scenă a fost filmată de un spectator din public, iar înregistrarea video a fost publicată în mediul online, unde a făcut furori în rândul internauților. Artista lansează în februarie un nou album, dar și un film documentar, This Is Me Now, The Film, pe platforma Prime Video Amazon. This Is Me Now este continuarea a This Is Me Then, un album lansat în 2002 pe care l-a dedicat lui Ben Affleck. Mai mult, una dintre melodii are și o continuare. Așadar, întregul mesaj al albumului este că această iubire există, dar cred că asta îl sperie pe Ben. Mi-a spus, chiar vrei să spui toate astea? Iar eu i-am spus, nu știu cum altfel să o fac, a declarat J.Lo într-un interviu pentru Apple Music.